La data de 5 octombrie, procurorii DIICOT, biroul teritorial Botoșani, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, au efectuat un număr de 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Botoșani, la locuințele unor persoane suspecte de săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada aprilie 2019-septembrie 2020, o persoană a procurat, deținut și vândut în repetate rânduri, în special către tineri, diverse cantități de cannabis. Distribuția drogurilor de risc s-a realizat atât din anumite locuințe de pe raza municipiului Botoșani, cât și stradal. Personal, de către suspect sau prin intermediul unor persoane din anturajul său, folosite ca și distribuitor pentru predarea drogurilor și respectiv preluarea sumelor de bani. În urma perchezițiilor au fost ridicate substanțe vegetale susceptibile de a fi cannabis. 9 telefoane mobile, 8 cartele SIM, 2 sticluțe ce conțin ulei de cannabis, 820 de lei, 3 cântare electronice, 4 grindere, mai multe recipiente care prezentau urme de fragmente vegetale, un HDD și mai multe înscrisuri. La sediul DIICOT, biroul teritorial Botoșani, au fost aduse în vederea audierii un număr de 33 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, a luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Botoșani și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani. Facem precizarea că, pe întreg procesul penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procedurale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.